Noi avem în prezent 30 de proiecte pe care le derulăm cu fonduri nerambursabile, sunt aproximativ 307 milioane de euro, proiecte atrase, semnate și în implementare. Este suma pe care o avem acum, sunt banii europeni, suma pe care am atras-o din fonduri nerambursabile. Știm cu toții că deviza noastră asta este să luăm toți banii europeni care pot fi accesat și nu doar banii europeni, ci și surse guvernamentare. Dacă ar fi fost să economisim acești bani, ne trebuiau fix 16 ani. Vorbim de echipamente COVID, echipamente pentru și cu echipamente și produse pentru lupta împotriva COVID. Eram în plină pandemie și am depășit împreună o pandemie. Vorbim de planul de management al ariilor protejate, vorbim de inaugurarea unității funcționale de Arși, de depunerea unui proiect de 60 de milioane de lei doar pentru dotarea aeroportului Craiova, doar de dotare, e unul din proiectele pe care le-am depus la aeroport, de contractul de lucrări Segarcea-Padea pe drumul județean 561B, inaugurarea centrului Brâncuș și vă mulțumesc că am fost împreună la acest eveniment în săptămâni trecute. Am semnat contractul pentru proiectarea stadionului Tineretului și vom veni în perioada următoare cu conceptul să-l vedem împreună și, bineînțeles, să discutăm despre indicatorii tehnico-economici. Vorbim de faptul că am demarat și am și finalizat, pentru că săptămâna trecută au ieșit actele de la judecătorie, înființarea primului cluster pentru industria aerospațială din nu doar din Craiova, ci din țară. Și sunt inițiativele Eu la Muzeu și Olimpiada de Fotbal, prin care aproximativ 13.000 de elevi sunt implicați, atât cu vizitele la muzeele noastre, cât și în competiții sportive. Avem proiectele pe Angel Salini, două din ele aprobate, contractul de finanțare europeană pentru extinderea aeroportului, cred că la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, într-un an din zile, vom avea predarea amplasamentului și prima cazma, să zicem, pe care o săpăm acolo. Lucrările pentru restaurarea casei Dianu sunt finalizate, sunt acum licitațiile pentru dotări și mobilier. Vorbim de și de mersuri externe, suntem membri inițiatori pentru rețeaua economică a celor trei mări. Am depus și am accesat aproximativ 190 de milioane de euro fonduri în perioada aceasta. Vorbim de aeroportul Craiova, cu două proiecte majore, vorbim de Angel Salini, vorbim de cele două proiecte pe coridorul Jiului. Vorbim de proiecte atât din fonduri europene cât și din fonduri guvernamentale. Aeroportul Craiova, așa cum am spus, sunt cu două proiecte accesate. Vorbim de cel de 12 milioane de euro cu echipamente de la stingerea incendiilor, de cifrare sau echipamente de securitate. Cel de 97.000 de milioane de euro care a fost și contractat. Proiectul este gata, așa cum am spus, la finalul, în începutul lunii noiembrie începe construcția efectivă. Am mai depus încă un proiect european, tot pe dotări, pe ultimul rest și pe ultimul col, ca să spunem așa. Terminalele existente au fost extinse prin fonduri proprii, de asemenea, luna aceasta vor fi finalizate. Avem mai multe intervenții pe ce înseamnă sănătate, așa cum ne-am obișnuit cu toții și cum am achesat cu toții. Și am finalizat unitatea de primiri urgențe, s-a dat în funcțiune primele rezerve la unitatea funcțională de Arși, cardiologia, tot prin eforturile noastre, a fost dotată cu toate echipamente, aproximativ de 3 milioane de euro echipamente pentru chirurgie cardiovasculară și vom anunța ce se va întâmpla în perioada următoare și prima operație pe cord deschis deja va avea loc. Aceasta a fost o sinteză a activității Consiliului Județean în acești doi ani. Avem, ca să zic așa, ambiția ca următorii doi ani să fie de verință ca ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene.